Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru nativii din zodia Leu ce mesaje ar mai dori persoana noastră dragă să vă transmită și de asemenea să vedem ce ați dori dumneavoastră să-i transmiteți persoanei dragi, să facem ca un fel de dialog între noastră și persoana dragă. În partea stângă sunt mesajele din partea persoanei dumneavoastră dragi pentru dumneavoastră. Și în partea dreaptă avem mesajele din partea dumneavoastră pentru persoana dragă dumneavoastră. Haideți să vedem ce ar dori să vă transmită persoana dragă. Te rog să ai răbdare cu mine. Vom fi împreună într-o zi. Deci încearcă să-și rezolve anumite probleme pe care le are momentan pentru ca mai apoi să fiți împreună. Familia ta nu o să mă placă. S-ar putea să fie o problemă aceasta. Nu faci parte din planurile mele. Poate tocmai din cauza că familia noastră i-a arătat că nu prea o acceptă. Deși totuși vrea să vă căsătoriți și ar face orice pentru dumneavoastră. Dar este teamă că familia noastră nu o să-l accepte. Haideți să vedem ce-i transmiteți noastră, persoane dragi. Îmi pare rău că m-am purtat urât cu tine. Tu vezi în sufletul meu. Poate că v-ați lăsat un pic influențată de părerea familiei și atunci nu v-ați purta chiar corespunzător, dar acum vă pare rău. Trebuie să mă concentrez pe vindecarea mea. Ați fost rănită în trecut și acum trebuie să vă vindecați sufletul și inima. Nu pot să fiu cu tine. Poate din cauza acestor probleme familiale, obstacole din partea familiei noastre, pentru că nu-l acceptă pe iubitul dumneavoastră, vreau să călătoresc prin toată lumea alături de tine. Deci există iubire între dumneavoastră și persoana dragă și în plus îi transmiteți că vă place umorul dânsului, vă place compania lui, de aceea vreți să călătoriți prin toată lumea alături de dânsul. Dar sunt anumite obstacole peste care, cu răbdare, chiar asta vă cere și dânsul, să aveți răbdare cu el, cu răbdare veți reuși să treceți peste orice obstacol, pentru că iubirea învinge întotdeauna și totul va fi bine și frumos. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!